Comitetul local pentru combaterea bolilor Maramureș s-au reunit în ședință extraordinară în sistem online după apariția unei suspiciuni de peste porcina africană la un porc domestic dintr-o gospodărie din localitatea Săpânța. Până la confirmarea virusului de către laboratorul de specialitate din București, exploatația a fost plasată sub supraveghere sanitară și a fost efectuată ancheta epidemiologică. Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală de la București a confirmat, din păcate, prezența virusului și, în consecință, Comitetul Local pentru Combaterea a bolilor Maramureș, a aprobat un plan de măsuri inclusiv dezinfecția preliminară și intermediară, respectiv catagrafierea zonei a fost impusă interdicția de a se scoate din exploatație furajele pentru animale. S-a stabilit zona de protecție în jurul focarului pe o suprafață de 3 km, zona care include doar localitatea Săpânța. Zona de supraveghere stabilită în jurul focarului are o suprafață de 10 km și include remeți, teceu mic, sarasău, câmpul unglatisa, iapa și valea hotarului. Mișcarea animalelor din zona de protecție este restricționată. Deplasarea și transportul porcilor pe drumurile publice sau private sunt interzise, cu excepție cu excepția cazului în care sunt avizate de autoritatea veterinară locală. Niciun animal domestic nu poate intra sau părăsi o exploatație fără autorizarea autorității veterinare locale. Animalele din zona de protecție sunt monitorizate de medicii veterinari și personalul auxiliar din cadrul unității locale. În zona de supraveghere, deplasarea și transportul porcilor pe drumuri publice sau private sunt interzise, cu excepția cazului în care sunt avizate de autoritatea veterinară locală. Interdicția nu se aplică tranzitului porcilor pe șosea sau pe calea ferată, dacă tranzitul se face fără descărcare sau oprire. Poate fi acordată o derogare în cazul porcilor destinați stăierii care provin din exteriorul zonei de protecție și se îndreaptă spre un abator situat în zona menționată anterior pentru tăiere imediată. Mai este de reținut faptul că niciun animal domestic nu poate intra sau ieși dintr-o exploatație în cursul primelor șapte zile, fără autorizarea autorității veterinare locale.